Bună ziua! Pentru cei care așteptau provocarea noastră de pe YouTube, uitați că a venit momentul. Vă rog să-l scuzați pe colegul meu, Alex Mihai, că nu este într-o stare foarte bună. Trebuia să fie mai zâmbăreț, așa cum sunt și eu astăzi. Pentru că această provocare este una dintre preferatele mele. Eu am mai încercat în trecut. Jumătate de zi nu am mai fost om ce este drept. Însă, avem, pentru cei care nu știu, avem aici câteva bomboane delicioase și câteva... Bomboane mai puțin delicioase, da. Că ai început așa de frumos, Bianca. După ce ai spus faza aia că jumătate de zi n-ai fost om, după ce ai făcut provocarea asta, nu știu cum să reacționez. Dar cred că o să beau puțin apă, că deja... Sfătuiește-mă că eu n-am mai jucat asta până acum. Ce trebuie să fac? Beau și eu apă? Nu, zic să ții lămâia la îndemână. Lămâia, uite, o avem pregătită aici. Ține-o la îndemână și crede-mă. Deci avem lămâia pregătită. Te rog să nu reacționezi, nu știu cum. Măi, nu de ții pati vorba. Uite, hai să zic regulamentul. Vrei să ne folosim de ruletă sau să le încercăm pe toate? Cum vrei tu facem? Eu zic că le încercăm pe toate pentru că acolo nu îmi dau seama exact cum sunt. Și tu insisti să le folosim pe toate? Nu, pentru că, uite, alea sunt puțin diferite de astea. Okay. Așa că, uite, le-am aici scrise, da? Și o să începem chiar cu... Da, uite, ai spune-le oamenilor, ca să înțeleagă și cei de acasă, ce arome au aceste bombonele? Avem, uite, vase murdare. O minunăție. Sau tort, birthday cake, tort de sărbat, da? Avem mâncare de câini sau budincă de ciocolată. Ceva de vis. Avem lapte putrezit sau cocos. Avem pește mort sau smoothie de căpșuni și banane. Multe și mai destule. Dar avem, uite, ce să încercăm. Deci în bombonelele astea sunt două care arată la fel. Și acum, păi, depinde, da, cum are... Să luăm tu una, e una. Tu înțelegi, okay, care vrei tu și okay, care vreau, ca să nu zicem că nu sunt. Și cineva dintre noi doi va fi norocos. Ori nimerim două norocos. Rele, ori două bune, ori nimerești tu bună și rea, sau invers. Aha, am înțeles. O să vedem. Te rog frumos, avem și pahare aici, să... pentru că vă zic, nu poți să înghiți așa ceva decât dacă ești... Nu mai spun. Mi-e frică de ce va urma și de reacțiile pe care le am. Hai să mâncăm pasta, vrei, cu mâncare de câini și budincă de ciocolată. Da, putem să începem cu ceva mai ușor? Nu. Hai, că aia cu budincă de ciocolată e bună. Hai, bine. Hai, ia și una. Deci, care e asta? Da. Miroase? N-are niciun miros. Ok. Deci, stai puțin. Poți să... Trebuie să o mestec? Mesteci un pic și după poți să o scuipi. E ok. Că e... Hai! 1, 2, 3. Și mestecat. Bibi, ce-ai nimerit? Nu-mi dau seama. Îmi bate inima ca la porumbel. Că tu mestești mult la ea. Cred că, e budincă de ciocolată. Cred că, cred că e chiar budincă de ciocolată. Iuhu! Că eu am avut. Tremură, Mihai, nu cred. Tremură. Mâncare de câine. Deci aia a fost mâncare de câine? Nu, a zis că e cea mai nașpa. Într-un fel? Dar ce bun e. Foarte. Mi s-au roșit ochii? Da. Într-un fel e bine că am început cu astea, dacă zici că asta e cea mai dură, da? Nu, din punctul ei de vedere. Din punctul meu de vedere, lapte putrezit e cel mai rău. Haide că... Deci laptele putrezit e teroare. Bun. Dai că mai amestec, e bună. Ia uite. Bun. Trecem mai departe la deasa cu verde. Care sunt variantele? Vreau să le știu dinainte. Poți? Și dacă poți să le spui, nu știu, cenzurat sau dacă e ceva cenzurat? Foarte scârbos. Da. Ăsta nu cred că poți să... Mucoasă nazală. Să nu zic chiar așa. Sau pară zemoasă. Doamne ajută, vorba lui tăticu Dan. Uite astea, cred tăticu. Că sunt. Astea sunt. Să ai un pic, sau popcorn? Nu. Nu trebuie să fie cele cu... Hai.
Hai că s-ar putea să fie rea asta. Astea sunt? Hai, da. Noroc. 1, 2, 3. Care erau variantele? Mai spune o dată. Mai spune o dată că nu sunt sigur. Nu știu dacă să mai mers. Muci, măi, muci. Muci și cu pară zemoasă. Și eu am avut pară zemoasă, dar tot nu veni să o scui. Aoleu. Mi-a rămas Doamne. De... Când eram mică, Doamne, ce provocare așa tâmpită. Aoleu, hai că asta a fost simplă. Stai să vezi pasta cu lapte putrezit. Uite, hai. Ia tu. Dar sunt mai multe albe. Da, dar nu, că astea sunt, uite, stai. Stai să le vedem. Uite, astea sunt mai galbene. Bun. Astea cu alte să le iei. Nu cu margine. Uite, și bine, ce astea variante? Astea sunt cu popcorn și cu... Sau să luăm cu... Wow, cu ou putrezit, e teribil. Eu deja am pus mâna pe asta. Vai, mamă. Hai, vai de... Ou putrezit sau unt, popcorn cu unt. Așa să ne știu Dumnezeu. Vai, să vezi ce rău. Doamne fer. Doamne fer, ce rău e. Doamne. Baby, vreau să zic că e cea mai, cred că e cea mai bună bomboană pe care am mâncat-o. Aoleu, ce rău e. Trebuia să-ți iei și tu. Așa că îmi pare rău pentru tine. Știi cum este asta cu popcorn? Știu. Vai, cât de bună e. Rău. Cât am avut până acum? 2-1 până. Nu. 1-1. La chestii nasoale? 1-1. Cred că 1-1, da. Da. Două orele. Aia nu se pune. Deci tu ai vrut. Tu ai ales asta acum. Bun. Hai să alegem lapte putrezit și cocos. Da, ai tu ceva cu laptele la putrezit. Eu vreau, pentru că niciodată odată am mâncat vreo 4-5 din astea, pentru că vreau să nimeresc cu cocos și nu nimeream niciodată, știi? Hai bine, care sunt? Preferatul meu. Astea cu alb. Alb simplu? Păi da. Sunt mai multe. Alea. Deci mai spune o dată variantele. Cocos? Cocos sau lapte putrezit. Doamne ajută! E rău tare. Ai 3, 2, 1. Aoleu! Aoleu! De ce au făcut atât de puține cu cocos? Și când mă ghinez să nimeresc una cu cocos? Stai puțin, am nimerit amândoi o chestie nașpa? Da! E extrem de nașpa. E rău de... Ți-am zis, ăsta e cel mai rău. Lapte. S-a roșit la față, uite, ești roșu. E cel mai rău să lapte cu trezit. Nu mai luăm de astea albe. Ba da! Nu. Măcar să mai încercăm o dată. Nu, eu nu mai vreau alb. Te rog. Măcar o dată. O să fac o nebunie aici, am filmarea asta. Numai. Hai să mâncăm, uite, cu vase murdare sau tort. Hai ca să schimb gustul. Uite, cred că astea sunt. Cu din astea colorate, cu picățele. Care? Ăla cu picățele. Ăsta albastru? Hai să văd. Da, ăla e. Puc. Ai de capul meu, vai de capul meu. Dă mirosul ăla din bucătărie, știi? Îmi vine în gură. Nu știu, Bibi. Aoleu. Cum e tortul? Foarte bun. Auzi, cum ar fi să mănânci acum chiar vasele alea? Tu nu-ți dai seama că e nașpă. Mă, mi se pare bun până acum. Doamne, feri. Sigur, dar totuși... nu-ți dai seama. Parcă ceva e neregulă, nu? Mi-e tremură și mâinile, mă. E rău? A început să ai bun gust dubios. Păi de ce-i mânca, măi? Ți-ai luat țeapă, sigur. Eram sigură că era. Dar sunt mai multe... Sunt... Mamă, nu mai pot să vorbesc. Astea albe. Sunt mai multe... Sunt de mai multe feluri, dar mi se pare că sunt mai multe... Ai mai multe șanse să nimerești aroma nasoală. Că noi am avut amândoi aroma nasoală acum. De ce? Se întâmplă, nu contează. Și mi-a rămas și între dinți. Nu mi-am nimerit noi pe alea. Uite, hai să gustăm pasta cu pește mort sau smoothie de banane.
Și căpșuni. Care e? Vai de capul. Astea cred că sunt, nu? Da, sau ai... astea sunt. Doamne, și nu-mi place peștele din nicio culoare. Mie spui. Deci ce ai luat? Asta. Ăla? Aoleu, tu-ți dai seama cum e asta? Ai de capul meu, ce rău e, vai, 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 vai! Doamne ferește! Doamne! Mă, și lămâia de aia mâncat-o! E clar că... Băi, asta... Doamne, deci asta... Mi-au dat lacrimile. Ai. Asta mi s-a părut cea mai nasoală, da, de până acum. Oribil. Jur că a fost... N-am și încă am goară mai... Oribil! Și nasol, mai în gură. Nu-ți dai seama, știi? Hai să luăm și vomă. Nu cred că pot, serios, nu. Hai mă, să luăm vomă și piersică, că îți numerești piersică. Uite aici. Nu, n-ai ceva mai ușor? Nu. Hai, ăstea două. Bibi, plâng, uite la mine, nu mai pot. Nu măi, hai. Uite, iau pe asta. Și fac tot posibilul să mă port normal. Doamne, ăștia. Ai de capul meu! Cine a mâncat așa ceva? Nu cred că mai... Deci nu mai vreau să joc asta. Prostia asta de provocarea asta. Nu, nu mai vreau în viața mea. Am gustul, am gustul. Nu mai pot să scap. Aoleu, miei. Vai de cap meu, ce rea ai. Aoleu. Fițiarii de ele. Hai să luăm stinky socks. Șosete. Ce poate să fie mai după ce ai gustat vomă, pește mort, ce am mai avut, lapte putrezit. Dar nu știu care ce e. Mai... Nu știu care e, Mihai. Aoleu, Doamne. Tu știi care e? Ce culoare trebuie să fie? Uite ăsta, stinky socks. Dar nu-mi dau seama. Parcă nu-i niciuna, nu? Nu știu dacă sunt astea. Uite, le luăm paste, hai să le luăm paste albe. Tot albe? Da. Cu cocos și cu lapte? Uite, iau pe aia. Numai alea două mai sunt, cred. Cred. A, iar cu lapte putreze de la de mor. Asta... Ai, chiar scăpat-o. Păi stai, nu e corect. Rău. Păi, dar mai, n-am mai, cred că o singură de asta am nimerit să fie bună. Rău tare. Eu am mâncat și coada la lămâie. O să frec lămâia sau să mă spăr ca pasta de dinți o să fac. Aoleu, ce rău-i. Doamne, Doamne Iisuse. Mai încercăm una? Cătă, mai încercăm una? Una și gata. Una și gata. Da, dar uite, de asta de ce nu sunt? De asta de ce nu după sunt filmarea două? Asta vreau să plec acasă, că nu mai sunt om. Dar astea de ce nu sunt două? Uite astea. Nu astea. Știu, Bibi, că nu mai înțeleg. Știi cum este stomacul meu? Știi cum dansează acum toate cele prin burta atunci mea? Atunci mai luăm o dată din asta cu muci. Vrei tu? Hai, cu asta cu... Uite asta. Dar alegi și tu ceva mai ușor. Păi nu știu, că-s putrezite, mâncare de câine. A, mai bine mâncă muci. Păi nu? Adevărul ăsta e. Sau pat. Da. Uite aia. Asta? Aia nu cred că e. Asta? Da. Nici nu-mi dau seama. Ai de capul meu, mă, cine a inventat asta? Băi, dar e ciudat. Bă, dar ce? Am mâncat coaja. Și ce e ciudat? Prima oară, nu mi se pare că am un gust bun. Mm. După care, nu știu dacă te văd pe tine că scui pe asta în pahar, dar îmi vine un gust foarte urât, păi foarte da, rău. Păi logic, pentru că tu n-ai gustul de la început. De asta te face să o mestești ca să-ți rămână gustul în gură. Să fie rău, că altfel dacă scui din prima, ce farmecare? Mamă. Vrei să mai groaznic. Una sau gata? Groaznic joc, deci groaznic.
Hai, ultima, hai. Hai bine, hai să mai luăm una albă. Că poate îmi merg în cocos. Tu tot speri? Da. Aia e tot? Sau vezi, poate îmi merg altceva. Nu, e la fel. Hai. Ai, 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 ai. Nu zic că ai merg cocos, că te omor. Du-te, mă, de aici. Păi atunci mai încerc și eu. Mai încerc și eu, poate merg. Este cocos. a doua bombonică la care am luat. Mai încerc una. Aoleu! Dai să mă încerc una. Ai de capul. Aoleu, dar rău-i. M-am udat. Doamne, mă. Mai am două șanse. Dar tu tot insiști? Aha. Doamne, uitați-vă un pic la ea. Poate nu miresc cocos, că e preparatul meu. Cred că l-am mâncat eu deja. Băi, așa am făcut și data trecută și la fel am făcut. Gata. Nu mai vreau. Îmi pare rău pentru tine. Cocosul a fost la mine. Era bunicel? Foarte. Păi că mai am una. Nu-i cocos ăsta. Nu. Eu n-aș mai risca. Ce rău e. Gata. Asta e provocarea aia de... De o fac mulți vlogări. Cred, atât de, Doamne, deci vreau să vă spun că e... Dacă sunteți mai... Stați mai slabi pe partea cu stomocelul, cu scrăboșenile și așa mai departe, nu încercați așa ceva. Pentru că... Mai bine nu. Deznodământul poate să fie unul crunt. Și eu m-am abținut foarte mult. Uite la fața mea. Sunt roșu. Da. Ca rochița atât de roșu. Hai. Deci dacă n-am fi avut lămâie asta, Bibi... Nu rezistam. Nu știu ce făceam. Dar nu rezistam fără lămâie. Cred eu, 100%. Și norocul meu, știi care a fost? Ultima bombonică a fost cu cocos. Și a reparat tot. Da. Deci mai bătut cum ar veni. Dragi copii, nu încercați așa ceva acasă. Am mâncat coale de lămâie. Și eu la fel. Bibi, mai facem? Nu. Bun. Dacă le-a plăcut, dacă oamenilor le-a plăcut această provocare, să dea like ca să facem puțin mai tare. Să dea like, să ne lase în comentarii și alte idei pe care le au, pentru că noi suntem dispuși să ne aventurăm cât mai mult. Da. Mă zic eu care mai am puțin și mor aici pe canapea asta. Dar asta într-adevăr a fost o provocare grea, foarte grea, extrem de grea. Hai noroc. Să le spunem și oamenilor să aibă o zi plăcută. Cred că s-au amuzat, se amuză teribil și acum când se uită la noi. Care sunt fazele cele mai amuzante? Dați acolo un comentariu și scrieți minutul 0, nu știu cât. Și vă așteptăm cu multe alte noi provocări. Dați-ne sugestii. Să fiți iubiți. Și iubite.